la nivelul județului Vâlcea nu evoluează peste la porcina africană. În cadrul examinării porcilor împușcați s-au examinat un număr de 796 de mistreți, iar vreau să vă spun că cota pe care o avem strategică la nivelul județului Vâlcea în acest an, 2019, este de 2663 de capete. Strategică? Da. E un program. Da. Pe program strategic, ordinul 35, aprobat de către președintele ANSVSA. Da. Mulțumesc. Domnul comisar. Bună ziua, comisarul Bogdan Cabrita și Vâlcea. După cum bine știm, în fiecare săptămână se acționează în sistem integrat în colaborare cu DSVSA-ul, în baza unui plan de acțiune autonomie la nivelul instituției noastre. Pentru săptămâna 8-14-4 au acționat 8 polițiști din cadrul IPJ Vâlcea, împreună cu 3 lucrători din cadrul DSVSA. Au fost desfășurate 4 acțiuni pe raza localităților Drăgășani, Călimănești, Berbești și la intersecția de la Milostea. Atât în ceea ce privește transportul de 58 de autovehicule, nu au fost identificate transporturile animale. S-au aplicat sancțiuni la 195.000 de lei. Da, fără să aibă legătură cu... Și ceilalți polițiști, ca în cadrul activităților curente, au în vedere de combaterea și prevenirea pestei porcine. Am avut situații anterioare care, în afara planului, au depistat transportul, deci rămân în atenție celor din stradă. Mulțumesc, domnule. Domnul Laurențiu Popa. Bună ziua! Conform datele furnizate de Garda Forestieră Vâlcea, din totalul cumulat în perioada 8-15-4-2019, deci în ultima săptămână, au fost recoltate 6 exemplare din specia mistreți. Din totalul cumulat de 2718 mistreți, reprezentând cota alocată în sezonul de vânătoare, la care s-a adăugat cota de intervenție, aprobată prin ordinul ministrului 827/2018, mai sunt de recoltat la această dată 234 de exemplare. Bun, mulțumesc. Până la sfârșitul sezonului de vânătoare. Da. Irina? Asta e jobul meu.